Mulcirea este o practică de acoperire a solului cu diverse materiale de proveniență organică sau anorganică. Mulciul împiedică evaporarea apei din sol, astfel reducând nevoia de irigare. Reduce compactarea și eroziunea solului cauzată de ploile puternice pe terenurile dezgolite. Ajută la reducerea variației prea mari de temperatură din sol din perioada primăverii și nu permite supraîncălzirea în timpul verii. Împiedică dezvoltarea buruienilor prin restricționarea luminii spre acestea. Mulciul organic reprezintă o sursă de hrană pentru microfauna din sol, având ca rezultat creșterea fertilității solului. Verdețurile și fructele nu stau direct pe pământ, sunt protejate de boli și se păstrează curate pe perioada de creștere. Conferă grădinii un aspect îngrijit și ordonat. Mulciul poate fi organic. Acesta are proprietatea de a se descompune și se transformă în humus, de aceea treptat trebuie suplinit. Mulciul anorganic nu se descompune și trebuie strâns și reciclat după folosire. Cea mai potrivită perioadă pentru așternerea mulciului organic este primăvara târziu, când solul deja s-a încălzit, sau toamna de vreme, pentru prelungirea sezonului de vegetație. Mulciul trebuie aplicat înainte sau la începutul sezonului ploios. Terenul cu legume trebuie acoperit cu mulci după ce plantele devin mai viguroase. Instalarea peliculei sau geotextilului trebuie făcută la începutul primăverii, înainte de plantare. Acoperirea terenului cu mulci organic favorizează dezvoltarea rozătoarelor, ciupercilor, ceea ce solicită forță de muncă suplimentară pentru descoperire, iar cel anorganic presupune costuri mai mari pentru achiziție și generează deșeuri care necesită reciclare. Iarba proaspăt tunsă are un conținut mare de azot, fapt ce îi conferă statut de mulci hrănitor. Dar pentru a îndeplini acest rol, este necesar să se combine cu un alt material bogat în carbon, precum frunzele sau rumeguș. Lucerna este o plantă leguminoasă bogată în azot și micronutrienți, astfel fiind un mulci care ajută la îmbunătățirea solului. Paiele sunt tulpinile rămase de la recoltarea grâului, secarei, orzului, ovăzului sau altor cereale. Dezavantajul constă în faptul că deseori este generator de buruieni. Se recomandă de lăsat un timp în aer liber pentru ca semințele rămase să germineze și să se descompună până la folosire. Frunzele trebuie lăsate un an să se descompună înainte de a fi folosite pentru a se forma o structură asemănătoare humusului. Acesta este mulciul natural din livadă, rezultat în urma căderii frunzelor din toamnă. Avantajul principal al acestui tip de mulci este faptul că se descompune lent și nu este nevoie să fie împrospătat mai mult de o dată pe an, uneori mai rar de atât. Solul poate fi îmbogățit prin aplicarea unui strat de compost sau bălegar maturat înainte de aplicarea stratului de scoarță. Se folosește mai mult pentru a suprima creșterea buruienilor. Dezavantajul este că expusă soarelui și sub acțiunea diferitor elemente din sol, folia se descompune și lasă reziduuri poluând solul. Dacă folosiți acest tip de mulci, este bine ca la finalul perioadei de vegetație a plantelor să fie înlăturat și să-l depozitați într-un loc ferit. Este folosit mai mult pentru mulcirea culturilor ornamentale, dar și la pomi și arbuști fructiferi. Este permeabil, permițând solului să respire și apei să pătrundă în acesta. Este un mulci foarte estetic, potrivit pentru partea ornamentală a grădinii și pentru poteci. Mulciul poate fi aplicat la toate culturile și pe toate tipurile de teren, acolo unde din punct de vedere tehnologic este posibil. Împrăștiați mulciul imediat după prelucrarea solului atunci când este lipsit de buruieni, iar plantele sunt încă mici. Aplicați mulci organic suficient de gros pentru a obține un strat de 10 cm după compactare. Dacă materialul este de textură fină, 10 cm aplicate inițial ar trebui să fie suficient. Dacă utilizați materiale organice, adăugați mulci de 2-3 ori în timpul sezonului. În timpul perioadei de vegetație, mulciul se tasează și putrezește treptat în punctul în care întâlnește suprafața umedă a solului. Mulciul organic se mărunțește cu tocătorul și se împrăștie pe toată suprafața solului la culturi cerealiere, printre rânduri implantații multianuale și legume. Folia se întinde mecanizat împreună cu sistemul de irigare prin picurare, formându-se diloane, lățimea rândurilor fiind de 1-2 metri. La sfârșit de sezon, mulciul anorganic se înlătură de pe câmp, mulciul organic se lasă pe câmp și el se va transforma în compost. Niciodată nu mulciți cu material de prin cultura pe care doriți să o protejați.
Folosiți mulci de culoare închisă la începutul primăverii pentru a ajuta la încălzirea solului și o plantare mai timpurie. Utilizați mulci de culoare deschisă în timpul verii și toamna de vreme pentru a reflecta căldura. La plantațiile multianuale folosiți folie de mulci de 50 microni. Durata de viață ei e mai lungă. La culturile cu perioada de vegetație scurtă, de exemplu castraveți, utilizați folie de mulci de 20 microni.